Un nou exercițiu de alarmare publică a fost programat în această dimineață în toată țara, iar Baia Mare nu a făcut excepție. La ora 10, sirenele de pe raza municipiului au fost puse în funcțiune. În zona spitalului județean, deși s-au auzit foarte tare, nu au creat prea multă neliniște. Mai mult trecătorii nici nu au știut de ce acestea au fost acționate, dar au considerat că, dacă este un exercițiu, este binevenit. Cum vi se pare ideea asta? Bună, dar am văzut că nimeni nu fuge, nu face nimic, atâta ușul în da. Bună, bună! E bine că să se obișnuiește lumea, știe ce are de făcut. Exercițiile de alarmare acustică au loc în prima zi de miercuri din fiecare lună și prin acestea se urmărește verificarea echipamentelor de alarmare.